Tehnicianul Suciovenilor admite că oaspeții au prima șansă, dar vede în meciul de duminică un bun prilej pentru studenți de a-și lua revanșa față de proprii suporteri după prestația din partida cu Steaua. Ne dorim cu siguranță să facem un joc bun, pentru că cel puțin prima repriză din etapa trecută, zic eu, am rămas dator, în primul rând față de public, pentru că după mult timp am avut o sală plină și, zic eu, s-au așteptat cu toții la un meci bun, la un rezultat bun. Antrenorul celor de la CSU Suceava a subliniat că principalul pericol din tabăra gorjeană vine de la fostul universitar Florina Catrinei, golgheterul Lazii al Ligii Naționale. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, pentru că le-am și văzut cu băieții, este principalul marcator. Principala gură de oxigen, zic eu, de la linia de 9 metri a lor, în momentul în care nu a mers cum trebuie, n-a fost la capacitate maximă, Florin, au avut probleme. Interul Adi Târziuru a precizat că el și colegii săi au trecut peste eșecul cu Steaua și sunt pregătiți să facă un meci mult mai bun împotriva Pandurilor. O echipă foarte montată, care vine după rezultate foarte bune. Noi suntem acum mult mai montați decât la ultimul meci, deoarece nu am făcut un meci așa bun și sperăm să mulțumim fanii din tribună care au fost alături de noi în număr foarte mare. Alin Petrea consideră că suciovenii pot scoate un rezultat bun în fața meciului de duminică dacă reușesc să-și facă jocul în viteză. O echipă masivă, destul de puternică în apărare, cu jucători mult mai experimentați ca jucătorii noștri. Însă dacă vom reuși să ne facem joc în viteză, cred că vom reuși să-i păcălim și să scoatem un rezultat bun. În meciul din tur, gruparea gorjeană s-a impus pe teren propriu la 4 goluri diferență, scor 25-21.